Bullying, un termen pe care l-am tot auzit în ultima perioadă, dar care este folosit adesea în contextul relațiilor dintre elevi. Însă există și bullying la locul de muncă valabil pentru adulți. În Statele Unite se pare că aproximativ 60% dintre angajați sunt afectați de acest fenomen. Cum se manifestă și ce avem de făcut, aflăm din materialul următor. Termenul bullying este definit ca fiind un comportament ostil de excludere și de luare în derâdere a cuiva, mai exact, de umilire. Cuvântul bullying nu are o traducere exactă în limba română, însă poate fi asociat cu termenul de intimidare, dar nu se rezumă doar la asta. Pornește de la simpla necăjire, etichetare, batjocură, răspândire de zvonuri până la violența fizică, iar locurile de muncă pot deveni adevărate terenuri minate atunci când oamenii nu reușesc să poarte un dialog cu colegii pe care îi văd zi de zi acolo. Este o formă asemănătoare cu cea care o întâlnim adesea în școli sau, eu știu, în grupurile de prieteni, doar că mai are și o altă denumire, mai poartă și denumirea de mobbing. De multe ori este întâlnită ca venită din partea unui grup mai mare de persoane asupra unei persoane de la locul respectiv de muncă. În privința mobbingului, a cărui miză este, de cele mai multe ori, excluderea angajatului de pe post, studiile arată că unul din 10 angajați români consideră foarte stresante conflictele cu colegii sau șefii. La nivelul Uniunii Europene, 9% dintre angajați, respectiv 12 milioane de persoane, au afirmat că au fost supuși hărțuirii morale la locul de muncă. Persoanele predispuse cumva să ajungă în această ipostază sunt cele care au anumite responsabilități și atunci e necesar să impună niște reguli sau să vină cu niște cerințe asupra celorlalți colegi, care are o poziție de autoritate, poate, care dimpotrivă este în partea opusă și anume mai retrasă, nu socializează cu ceilalți și atunci cumva se creează acest context în care începe să fie respinsă de către ceilalți și poate chiar judecată. Un loc de muncă abuziv produce teren fertil pentru diferite sentimente care ne întăresc credințele potrivit cărora nu am fi suficient de buni. Printre ele se numără și neajutorarea învățată, sentimentul care apare atunci când o persoană trece prin anumite situații dificile la care simte că nu poate găsi soluții. Apărând un blocaj emoțional, apărând, nu știu, emoții puternice, anxietate, insomnii care vin cu irascibilitate, dificultate de concentrare, dificultate de exprimare de față cu ceilalți, de creativitate. Așa, creativitatea nu mai este la cote maxime în momentul în care noi ne confruntăm cu un stres cronic. Este important să observăm dacă ne confruntăm cu o agresivitate verbală sau fizică, psihică la locul de muncă, să observăm cum ne simțim în momentul în care mergem la muncă. În primul rând să simțim dacă avem acest sentiment de aparține jobului respectiv sau locului de muncă, dacă simțim că putem să interacționăm cu ceilalți fără stres, anxietate, teama de a fi respinși. Atunci când apare, în cazul angajaților, ei ajung să simtă că nu prea au ce să facă pentru a preveni abuzul, indiferent de eforturile, cunoștințele sau skillurile lor. Neajutorarea învățată poate să tatoneze terenul pentru burnout sau alte tipuri de probleme de sănătate mentală. În primul rând ar trebui să vorbească despre lucrul ăsta, să povestească, nu știu, poate familiei sau prietenilor, depinde. În al doilea rând, ar fi necesar să vorbească și la departamentul de HR despre ceea ce se întâmplă, dacă este vorba despre o persoană sau despre un grup de persoane, să povestească prin ce trece. De asemenea, dacă simte că se confruntă cu anumite stări de anxietate, depresie, insomnii, panică, pot să apară și atacurile de panică, atunci este important poate să ceară și un ajutor specializat. Consumul de drog.